Salutare, frate, meu, numele meu este Big Wolf și bine v-am găsit la un episod pe acest canal mirobolan. Băi, ești nebun, mă, acum mi-am dat seama că videoclipul ăsta de 2 ani și comentariile la fel. Haide! În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru suma nu mai pomenită de 10.000 de abonați. Vă mulțumesc din suflet, mă plec în fața voastră, pentru că fără voi nu aș fi ajuns niciodată atât de departe și nici ne-aș fi adus canalul ăsta la un alt nivel. Vă mulțumesc foarte mult! Și, în special, pentru dumneavoastră, chiar astăzi, eu, gazda dumneavoastră, Big Wolf, că doar na, cine altcineva putea să fie, voi face un Q&A. Deci nu uita, în secțiunea de comentarii, să postezi tu câteva întrebări. Deci haideți să-i dăm drumul la manevră, dacă știi cum zic. Emanuel, când o să mai faci live? Apropo de chestia asta, am spus, am postat acum câteva zile o poză cu faptul că am făcut 10.000 de abonați și am spus acolo undeva că vei face un concurs. Cel mai probabil concursul va fi transmis live, deci rămâi pe fir ca să nu-l pierzi. Bineînțeles, acolo va fi menționat și premiul. Edi Mogda zice: Wolf, ești extrem de super și mă uit la tine de... ai de... 2-3 ani! Și ești extrem de amuzant. Trig, ai de viața mea... Îți spun sincer că dacă aș putea să mă întorc în trecut, pe când făceam eu canalul acesta de YouTube, m-aș fi aruncat pe geam. Și atunci m-aș fi aruncat și eu. Oricum îți mulțumesc pentru susținere. Bandboy, mai ai Discord sau ai uitat ce e ăla? Bă, îl mai am, dar nu-l mai folosesc, să-mi bag pixul. Efectiv, pornesc calculatorul, el se aprinde și rămâne pe fundal. Asta e tot. Gabi, care e jocul tău preferat? Ei bine, nu am un răspuns exact, dar jocurile care îmi plac mie cel mai mult ar fi primul GTA Vice City, 2 Need for Speed 2000 Porsche și 3 bineînțeles Minecraft, că e Minecraft, adică napal. Jocurile succesului, mai fă Granny Funny Edition. Deci am primit la comentarii din partea voastră cu Granny Funny Edition, deci m-ați omorât. Deci efectiv trebuie într-o zi să mă pun să filmez un Granny Funny Edition, să văd ce mai în jocul ăla, că am văzut că s-a implementat ceva cu mama lui Granny sau bunica lui Slendrina, ceva genul ăsta, n-am înțeles. Nu promit că anul ăsta o să mai postez ceva, dar cel mai probabil anul viitor când o să fiu mai liber, țac, pac, postat videoclip nou, dacă știi cum zic. Ești foarte amuzant. Vrixe! Nu cred că am pronunțat bine deloc. Acceptează să te lași de YouTube pentru viață perfectă. Acum. Sincer, nu sunt un om foarte pretențios. Mă mulțumesc și cu puțin și cu mult și cât o fi, eu mă mulțumesc. Downman, pe ce dată este ziua ta? 20 noiembrie. Adică... nu... adică pe când voi pune videoclipul ăsta, va fi gen mâine. Când te uiți tu acum la videoclip, va fi gen mâine ziua mea. Horea Vasiu, dar zi-mă unde stai, sau le zic eu. Tu te mă împu... Maria Cocrea, ai să-mi bap că văd ceva de... Downman, din nou. Joci Fortnite și dacă da, ce nu te-i dai jocului? Bă, sincer, jocul e fain. Trebuie să o spunem, jocul e fain. Atrage multă lume, doar că prea multe battle pass-uri și personajuri adăugat și skin-uri și toate... Bineînțeles, costă bani, că de ce nu? Da, eu îi dau undeva pe la vreun 8, 8 jumate, pe acolo. Fă episia de pe Bizon, că dacă nu o să-și... ce pi... mă mai ții minte, sunt Paul 5, bă, eu nu-ți... Deci nu înțeleg, sunt unii oameni care îmi scriu de pe un cont, după un timp schimbă contul și apoi vin cu un nume din ăla random, mă mai ții minte? Nu. Pe Paul 5 îl mai ții minte, că mai fost în videoclipurile mele, dar așa ca și chestie nu mai schimba gen... canalul. Dacă vrei să faci ceva ca lumea, fă pe un singur canal și focusează-te numai pe ăla. Pepe 3, apă în flăcări. Vrixi spune, și apropo, îți dau o idee de clip, reacționează la 4 gang VIP. Aaa, ce-i ăsta, mă, omule? Bă, omule, ăștia au maxim 12 ani, cred, maxim 12 ani. Bă, totuși 757.000 de vizualizări, ok, ok, nice. Și ne sesăm? Puteau, la momentul ăla, puteau să facă multe chestii. Că deja la 757.000 de vizualizări puteai să faci ceva. Adică să manevrezi cumva vizualizările încât să-ți popularizezi canalul și să faci ceva bani. Dar... maxim 12 ani. Dragii mei, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puteți un de like și te subscribe. Dar v-a fost Nick Wolf și noi ne revedem într-un episod. Pa, pa. Și nu uita, vezi că sunt sub patul tău în fiecare zi și în fiecare dată, în timp ce tu dormi și stai într-un loc, eu o să fiu din ce în ce mai aproape de tine.